Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod cu Survival cu Colperi, episodul 84. Oameni buni, stați o secundă. Cineva, unul dintre voi, și îți mulțumesc, am uitat cum te cheamă, îmi pare rău, mi-a zis că pot să le iau pe butelie ceva. Oh my fucking god, this is amazing. Oh my god. Eu credeam că doar animalele pot să le iau cu lesa. Acum pot să le iau pe butelie unde vreau. Bă, butelie, gata, îmi pare rău că te-am ținut așa. De altă modalitate nu am să te iau. Și m-am chinuit atâta să te scot aici, când puteam să te trag cu ața. Ești greu, nu de alta. Ok. E bine de știut pentru viitor. Oameni buni, hai să vedem. Deci voi mi-ați dat niște sfaturi. Ceva de genul că Colpir pune până la urmă și o mică fermă ca să se hrănească singur. Cu toate că am zis în episod că am încercat pe creativ din câte mi-amintesc, dar acum nu știu dacă m-ați auzit sau nu știu dacă m-ați băgat în seamă. Eu o să fac acum o fermă ca să fie acolo. N-am stat deloc AFK. Asta pot să spun de pe acum, deci dacă nu găsim niciun copilaș, este ok. O să lăsăm momentan portalul și railurile aici, că de ce nu? Ia să vedem, ăștia încă se iubesc, frate, asta contează. Uite-l și pe ăsta micu. Da, o să punem, o să iau niște cartofi și o să fac o fermă aici. Ok, aparent plantează singuri. Bine, cred că am și fermieri și de asta, dar pe creativ nu aveam fermieri. Da, avem fermieri și de asta. Ok, ok, înseamnă că chiar o să facă ceva. Încă un copil! This is amazing, gata. Am văzut că v-a plăcut faza aia. Am stat puțin destul de mult la editul ăla, dar adică nu a fost foarte greu de făcut, dar până m-am gândit, băi, am zis hai să bag lumânări, am zis hai să bag aia, să bag inimioare, să bag muzica. Până la urmă nu mi-am luat copyright pe muzică, ceea ce e perfect. Așa că da. A fost fain, a fost fain episodul special de duminică. În caz de l-ați ratat, vă recomand să vă uitați la episodul special de duminică, pentru că, oameni buni, eu ocazional o să încerc să postez și duminica Survival cu Colpir. Acum depinde de timpul meu, înțelegeți? Dacă o să am timp, o să fac. Bun, lăsăm așa o mică fermă, nu-i cine știe ce. Are 4, 1, 2, 3, 4, perfect. Să fie acolo, că de ce nu? Să, așa, las-o și le ajunge. O să se hrănească singur. Hai să le mai pun și eu ceva, ca să nu fiu eu nesimțit. Și după cred că o să le dau și cu bone meal, ca să fiu eu sigur că își mai culeg ei de semințe și de astea. I don't know, deci pe creativ nu aveam fermieri și probabil de asta. Că dacă nu-i fermier ăsta, nu o să înceapă să culeagă. Dar dacă ăsta e fermier, o să înceapă să culeagă și o să le dea și lor mâncare. Ceva de genul ăsta vine. În orice caz, va mai dura până facem 20 din ăștia, trebuie să stau AFK, dar nu cred că am timp astăzi pentru că trebuie să filmăm niște chestii. Bun, mă duc până acasă, iau niște bone meal și facem aici mare frumusețe. Dacă stau să mă gândesc, poate o să facem ceva și cu ăștia după... Măcar să mai păstrăm încă doi să se mai mulțească și toate alea. Că poate dăm peste unul care are mending și din astea. Cred că ar fi interesant dacă aș face asta, dar ideea e că este, bă, îți fac firele de păr albe să te iei niștea. Adică, serios, nu-i de joacă cu ei. Cred că mai bine lăsăm ferma de iron și atâta, că e stres mare cu ei, foarte mare stres. E greu să-i manipulezi, să-i duci până unde vrei tu. Mai bine o lăsăm așa, nu? Da, mai bine, așa ziceam și. Gata, asta e ultima chestie. Voi nu credeți că ar trebui până la urmă să bage și o femeie sătean? Adică, serios, este momentul. Este momentul să facă și chestia asta. Mă rog, mă gândeam să dau un harvest aici, că eu nu prea mai am nimica, dar mi-e lene acum să pun toate astea, așa că hai să mergem înspre vikingii noștri frumoși, să mai lucrăm la câteva chestiuțe acolo. Și oameni buni, ce voiam eu să vă zic? Am zis, cum Colpir uiți așa tot timpul că vrei să zici ceva? Da, gata, pe timpul vacanței, deja este miercuri, nu mai contează. Punem episoade la ora 11, ca să știți și voi. Adică și episodul ăsta o să fie pus la ora 11. Pentru că n-ai timpul vacanței și de ce nu să aveți videoclipurile puțin mai devreme puse? Pentru că sunt oameni matinali care vor să se uite mai devreme la un videoclip cu Colpir. Dacă le pun așa, poți să te uiți și la 8, și la 9, și la 10, nu contează. Important e că sunt puse mai devreme pentru cine vrea. După vacanță,
Revenim la programul inițial cu ora câte? Ora 14:30, da? Bun, asta voiam să vă zic, voiam să fiu foarte, foarte clar. O altă chestiuță, nu uitați, deci chiar nu uitați, să intrați pe Instagramul meu, Colpirix. Poate ultima dată când l-am promovat Instagramul a fost foarte bine, a decurs foarte, foarte drăguț, mi-a plăcut de voi. Mi-ați dat o tonă de like-uri la chestia aia cu zăpada. Dar am postat o poză cu mine. Hei, adică primește o de asta, cum se cheamă, o poză cu zăpadă mai multe like-uri decât mine. Da, nu-i corect. Vă zic eu că nu-i corect. Așa că, oameni buni, ultima poză pe care am pus-o pe Instagram, dați acolo să treacă peste cealaltă poză. Are 200 și ceva și cealaltă are 300 de like-uri, o poză cu zăpada. Hai, frate, serios? Atât am merit și eu? Oh my god, this is not cool. Not cool, guys. Bun. Acum, sincer, m-am săturat să văd acest sport neterminat. Când o să-l termin, adică astăzi, vreau să-l termin tot, să-mi bat piciorul, o să dureze ceva, dar merită. Când o să termin, o să poată să-mi vină inspirația să încep să construiesc și pe port. Pentru că pe portul ăsta trebuie să adăugăm, nu știu, o mini macara, ceva mai antică, că da, n-au tehnologie foarte avansată acești vikingi. Adăugăm, nu știu, crate-uri, adică chesturi unde au chestii, pește, bere, cașcaval, nu au. Nu știu, chestii de genul acesta. Eu o să încerc să mă mișc cât de repede se poate, măcar să termin asta, cum se cheamă, măcar să termin cu slaburi. Că nu cred că o să termin și cu cealaltă. Înțelegeți ce vreau să zic? Cu trapdoor-urile alea nu cred că o să termin. Dar măcar cu slaburi să le-am terminate, că pot să mai dau încă o sesiune la un moment dat. De asta despart în continuu. Depus blocuri în continuu, dar mai încolo. Bun, gata, hai că vă las. Încerc să ajung pe la capăt. Și revenim. Simt că lipsește cineva de aici. Ce s-a întâmplat? Alo, Snowy! Oh my god, a trecut Crăciunul și gata, au plecat. Au zis că, bă, eu nu mai stau. Super. Am rămas fără Snowy. This is stupid. Ok, lasă o baltă. Am reușit să fac tot. Cel puțin pe partea de slaburi. Urmează să fie și partea de trapdoor-uri, dar momentan vreau să iau o pauză că am nebunit deja să plasez atâtea blocuri. Bun. Nu este greu, dar mai este foarte mult, așa că o să mai pun și pe live că și chestii de astea, probabil, nu știu. Bun. Acum, mai departe, scrie în carte, avem de făcut aici, vreau să fac o casă simplă, tot în genul acela, de fapt fix ca asta, dar dublă. Înțelegeți ce vreau să zic? E puțin mai complicat, dar vreau să o fac dublă. Nu e mai complicat, sincer, dar mă rog. Hai să mai mulțesc niște cai, că aveam încă 4 mere. Nu i-am îmblâzit pe ceilalți, ceea ce e o prostie, dar este ok. Bun, deci o să ne apucăm să construim și casa aia dublă. Și Doamne ajută, bun, 4 mere, am zis. Da, am început să-mi fac și eu chesturi de astea și să arunc tot ce nu am nevoie ca să pot să construiesc mai bine, să fac mai multe chestii. Bun, deci avem 1, 2, 3... Am putea să mai mutăm acum... Hai să mai mulțim, ca să fiu eu sigur. Tu cu tu. Hei, nu! Ăsta nu era îmblânzit. Super, iarăși am mai pierdut un măr de aur. 3 mere de aur am pierdut, oameni buni. 3 mere de aur. Nu e nicio problemă, hai să îmbălzim și să-i ducem acolo la locul lor. Dar am niște probleme. Hai să-mi bag picior, ce mă enervează. Trece iarba asta. Unde e corș dărtul? Ăsta. Trece iarba asta prin chestiuța, prin scara asta, știi? Și nu știu cum, că n-are cum să treacă altfel, că nu am lăsat niciun grass block aici. Dar să știți că trece. De acolo aici. Pentru că asta este o scară. E foarte interesant cum vine chestia asta, dar mă rog. Bun. Hai să lăsăm câte un loc pentru fiecare. Pe cine îmblânzeam, bă? Tu erai ăla? Nici nu mă lasă să-l iau. Da, ăla era. A, nu mă lasă cam asta, da, corect.
Trebuie să am mâna goală. Corect. Bun, hai să încercăm să-i punem. Oh, no, a ieșit și calul pui că urmărește pe mama lui. Fuck. Nici o problemă. Mai trebuie să punem doi căluți aici. Ăsta ești tu. Hai, vino, vino, vino. Bravo. Acum să dau asta și să te împing afară, înapoi, nu? Da, cum? Băi, nu știu, îmi place așa de tare locul ăsta. Deci, e o atmosferă așa și nu este foarte lumină, este așa puțin întuneric. Este perfect locul ăsta, îmi place super tare și am uitat să pun acolo geamuri, dar e ok. O să punem. Da, nu știu ce să fac. Ia vină tu încoace, dacă te urmărește pe tine. Te urmărește pe tine? Da, te urmărește pe tine, bine. Lăsăm să crească ăla și îl mutăm după. Ia, tu, pe tine nu te urmărește nimeni. Ia, vină încoace, tu să te punem pe tine acolo. Haide! Și o să mai fac eu să se mulțească aia doi. Să zicem că calul cu diamant e cel mai prețios, cu toate că nu știu dacă este. Din păcate nu mai am armuri. Poate ar trebui să mai minez. Să-mi scot niște armuri, că, na, avem nevoie și de alea. Bun, oficial avem 3 cai aici, 1, 2, 3, încă 3, 1, 2, 3, încă 3. Bun, perfect. Dar ar trebui să pun și acolo niște geamuri. Dar nu știu, îmi place locul ăsta așa de tare. Doamne. Bun, acum hai să încercăm să construim chestiuța aia. Aici. Oh, dear God, Lord, no, 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 no. Well, mă așteptam să fie mare, dar nici chiar așa de mare. Oh my God, am o grămadă de construit, dacă stau să mă gândesc acum. Dar cred că o să arate foarte interesant o casă de asta, un duplex, ca să zicem așa. Am cules ceva dark, Doamne ajută, ne trebuie foarte, foarte multe scări acum. Ia să facem noi toate scările posibile. There we go, guys, there we go, bun. Și cum începeam? La mine îmi place acoperișul, arată super bine acoperișul de genul acesta. Ar fi ca lumea dacă introducem o dată și aceste drumuri, dar durează foarte, foarte mult. Bun, deci începem de la chestiuța aia, da? Cu susul în jos. Bine. Eu sunt destul de învățat cu aceste tipuri de case și, na, până la urmă, ar trebui să, după cum vedeți, le repet. Și le repet pentru că trebuie să le repet, că... Ia stați, unde? Aici una? Stai puțin că nu merge chiar așa. Aha. Stai că o să fie mai complicat decât credeam. Ok, nu e nicio problemă. Da, le repet pentru că este foarte greu să vii de fiecare dată cu altă căsuță și nu știu. Așa măcar își păstrează și ei o tradiție, că doar nu știau să construiască o tonă de case, știi? Știau să construiască câteva corturi acolo, să supraviețuiască o căsuță de asta mai mare, una, un graj, două... O de aia de băut, o berărie, o tavernă, mă rog. Și cam asta. Cam asta e tot. Asta știau ei să facă. Altceva nu prea. Bun. Lăsând asta la o parte, încercăm să facem cât mai multe tipuri de chestiuțe de astea. Bun. Și cum o să vin aici? Hai că încerc să fac acum. Vine așa. Bam, bam. Și acum încă un bam. Și bam. Bun. Perfect. Acum trebuie să ne gândim că trebuie să vină fix din la blocul ăsta. Ia e... Deci stai, bă, chiar sunt curios, ia asta că vă țin cu mine. Eu trebuie să fiu expert în acoperișuri. Ia. Și bam. Și așa că sunt unii oameni care se mai plângeau așa puțin de mine, că gen, bă, Colpir, dar tu nu mai construiești așa cu noi. Adică gen să ne arăți și nouă. Mulți oameni mai doresc acum și tutoriale de construit. Ce-i drept, n-am mai făcut de mult și nu știu dacă o să fac, dar da, n-ar fi rău neapărat. Ok, și aici am putea pune așa, să zicem. Da, arată ok. Arată decent. Bun. Acum, simplu și ușor, fără niciun ajutor, dar o să trebuiască să ne facem un Snowy, un Frosty, un Snowy, mă rog. Dar nu știu dacă mai am pumpkin. Chiar pe mai încolo, cândva, o să facem și un o fermă de pumpkin, because why not, man? Why not? Suntem profesioniști. Punem asta aici, pac.
Cred că v-ați învățat deja să faceți și voi acoperișul ăsta. Veste proastă, Vikings s-a terminat. S-a terminat sezonul, nu s-a terminat de tot. Dar tristuț. Tristuț că s-a terminat serialul cu Vikings. Am luat ceva inspirație, dar da. Mă așteptam să fac mai multe chestii până se termină sezonul, dar n-am reușit. Bun. Pentru cine nu știe, serial de Vikings, serial, gen real life, nu are nicio treabă cu Minecraft-ul. Am început să am crafting table-uri peste tot, frate. Deci, băi, câte am acum la mine? 3. Genial. Peste tot găsesc câte un crafting table, ceea ce nu-i neapărat rău. Oameni buni, am reușit în sfârșit să termin chestiuța asta, numai că n-am reușit să fac prin amuntru și n-am reușit încă să pun, știți voi, chestiuțile astea, să-i dau puține detalii pe la acoperiș. Încă n-am reușit, dar urmează. O chestiuță pe care vreau să vă arăt, a făcut domnul I. Robert de asta cum se cheamă, un fel de logo. Și mă gândeam ce să fac cu el până la urmă. O să vă las și vouă pe ecran și să-mi ziceți și voi părerea dacă să-l punem chestia aia în thumbnail. Logo-ul ăla în thumbnail. Acum nu știu dacă aș vrea să schimb acum, știi, mai degrabă în sezonul 2 parcă aș schimba chestiuța aia din thumbnail. Știți cum am eu în stânga sus? Mai degrabă în sezonul 2 aș face chestia asta. Dar acum nu știu, o să o las pe ecran dacă mi-am amintesc, Doamne ajută să-mi amintesc. Și să-mi ziceți și voi părerea voastră. Bun. Aici înăuntru e cam un orice căsuță, da? Aș vrea să fac la această căsuță dublă și un basement, un beach. Și intrăm undeva pe aici și oarecum să se unească astea două case în beach. Ceea ce ar arăta destul de interesant, zic eu, părerea mea personală, da? Bun, gata, am terminat momentan la Vikings pe ziua de astăzi. Acum, hai să mergem înspre căsuța noastră. Oameni buni, am să încep să păstrez aceste căști, că mi se pare interesante, dar făcusem eu cumva... uite, în creștetul capului, avem mai mult material. Ok, o să încep să le păstrez pentru că am nevoie pentru niște armuri, pentru că, să zicem... Ăștia din Anglia, pe vremuri, purtau armuri numai de-astea, chain. Dar la fel și vikingii purtau la un moment dat. Și am ajuns aici la noi acasă, casa noastră inițială. Mamă, acolo n-am pus flori? Să-mi amintiți să pun flori cândva pe un livestream sau ceva de genul ăsta. Vreau să scoatem decorațiunile de Crăciun. Gata, o trecut Crăciunul, nici nu mai ninge așa de tare. Este momentul să scoatem decorațiunile. Și tare mă gândesc să... poate o să lăsăm aia, dar să scoatem pânza de păian, gen, și gen să nu fie chiar de Halloween. Îmi place foarte tare grădina aia, sincer să vă spun. Dar nu știu dacă să o lăsăm. Poate ar trebui să facem acolo o grădină chiar frumoasă, cu floricele, cu de-astea drăguți, să nu fie ceva de genul ăsta. Acum, habar n-am. Mă aștept comentarii de la voi. Este momentul să distrugem această căciuliță de Crăciun și la fel cred că o să dureze destul de mult să scoatem astea de pe brad. Da, e ok. Parcă o chelit săraca cioara noastră. Glumesc, nu este cioara, este vultur, da? Să nu mai facem din astea confuzii. La fel și brăduțul nostru este gol. Este ok. Era și timpul să le scoatem, nu putem să le lăsăm tot timpul așa. Sper că nu am ratat niciun glob sau ceva. Am ratat steaua, clar. O să rămână acolo. Oare pot să umut cu piston fără să explodeze? Am putea încerca niște chestii. Bun. Bă, da, am puțin lăguț aici. E gravă treaba. Se încarcă prea multe chestii pe aici. Bun. Am zis că avem probleme aici cu floricelele, cu de-astea. Ia să punem noi câte o floricică. Mi-am adus mai multe flori. Și după vreau să merg în mina noastră, de acolo jos, să adaug ceva. Voiam de mult să fac chestia asta, dar acum, dacă tot am venit aici acasă, să adăugăm aia. Imediat o să vă explic. Da, m-am ridicat unde nu trebuia. Bravo, bă, colpir. Așa da, altă viață. Mă gândesc totuși să mai adaug și niște... de-astea cum se cheamă, leaves. Să punem pe aici. Cred că arăta destul de fine. Adică mai adăugăm și ceva verdeață la construcția asta, să nu fie toată culoarea asta. Dar
momentan nu am la mine și nu fac asta. Sau uite-mă că mă duc acum că tot vreau să iau niște railuri și după o să mergem în mină. Deja v-ați prins ce vreau să fac, dar nu contează. Deci vă zic eu că schimbă cu adevărat construcția când trebuie să adăugăm și niște boschezi din ăștia. Deci serios, e foarte, foarte calm. Puși cât mai random și arată super, super, super bine. Na, hai că putem să punem așa și alungit în jos. Ah, super, e extraordinar. Nu știu, îmi place la nebunie chestia asta. Sunt detaliile cele mai ușoare de adăugat, dar trebuie să știi ideile în primul rând, că dacă nu știi ideile, nu o să le adaugi niciodată. Bun, nu trebuie nici chiar peste tot să fie prea crescută treaba aici, că totuși lumea încă trăiește aici și are grijă de chestia asta. Putem să mai adăugăm așa random una pusă, ciudat, mi-e frică să nu vină câte un creeper aici. Tot am mai zis chestia asta, dar sper că în sezonul viitor de braslă să poată să explodeze creeperii și acolo, că tot am impresia că creeperii nu mai explodează, gata, s-o schimba ceva în Minecraft, gata, creeperii nu mai explodează. Bun, aici nu-mi place, trebuie așa, bun, perfect. Bun, mai facem și acolo și hai în mină. Ok, poate ar trebui să facem un fel de stație aici, chiar ar arăta destul de făinuț. Momentan o să ducem ceva genul 3 din astea și vine aici un bloc de redstone pentru că da, suntem boși, folosim blocuri de redstone. Cu toate că nu cred că e o idee așa de bună, având în vedere că urmează să mai fac și alte proiecte, dar e bine. Aia e. Bun, nu știu cât mă duce o linie de asta de redstone, dar e ok. Bun, hai să vedem cât ne duce. Dar de fapt știi ceva, eu nu vreau să mă dau așa de mare, vreau să pun un... Dar nici n-am ce să pun, că e bedrock. Dacă era să fie altceva, era ok. Ia stai puțin. Asta n-ar trebui să activeze astea? Sau detector rail face doar să schimbe direcția? Cred că asta e. Ok, râdeți de mine. Aia, nu mai contează, dar nu ar trebui să fie... Ba da, uite că activează. Bă, dar e bine. Stai puțin. E chiar perfect. Dacă stau să mă gândesc. Ok, și de exemplu una de aia. Aș prefera să fac detectoare de astea. Ok, și până unde mă duce, să vedem. Eu nu vreau să mă mișc foarte repede aici. Câte, până acum câte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Facem 15 și după să mai băgăm alta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Și a 15 să fie cu un detector de ăsta. Da, sună bine. Ia să vedem. Din nou, hai să adăugăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parcă era ăsta, nu? Ia să vedem dacă ne duce fără să... Oricum trebuie să mă mișc destul de încet aici, așa că e ok. Ia să vedem. Mam! Am crezut că greșesc, dar de fapt n-am greșit. Ia să vedem. Da, merge bine. Bine, cam încetinim foarte tare la un moment dat, dacă vă uitați. Aici este cobblestone undeva și mă deranjează. Văzusem un cobblestone. Te-am văzut eu prost. Aha, no, fuck it. Am găsit-o. Bine, deci mergem încă o dată, că mi se pare mie că... Poate ar trebui să le fac. Ia, vedeți, încetinim cam tare aici. Sau pur și simplu... Se mișcă ciudat? No, e bine așa, las. Facem economisire, bă, băiate, bă. Deci, una, două, trei. Hai, gata, vă las, nu mai număr cu voi. Să fac și eu până în capăt câte mai am. Da. Din păcate, nu am avut așa de mult. Dar o să putem să facem mai încolo, când o să facem ferma de iron, bineînțeles. Ceea ce mi-amintește că trebuie să mergem să stau afeca acolo, adică trebuie să merg eu. Am reușit să fac până aici. Ideea este că am pus și pe partea asta și pe partea asta ca să mă și întorc când vreau să mă întorc să funcționeze, că dacă nu puneam detector de ăla, nu mai funcționa, știi? Nu se mai activa și era aiurea. Bun, perfect. Înseamnă că așa o să facem de acum și prefer să am detector de ăsta aici.
decât să am un bloc întreg de redstone. Bun, oameni buni, cam atât au fost pentru episodul de astăzi, au fost puțin mai scurtuți, îmi pare rău. Este o mină mai ciudată asta, nu este chiar pe stilul medieval, dar mie îmi place cum arată, asta voiam să mai zic. Și da, sper că v-a plăcut episodul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un mare, mare like și bineînțeles să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Așa că ne vedem data viitoare cu un nou episod din Survival Colpir, poate chiar duminică, nu se știe. Depinde câte like-uri primim la acest episod, bineînțeles.